Cât valorează Florinel Coman real din punctul vostru de vedere în acest moment de după pandemie? Florin Manea, încep cu tine. 4-5 milioane. 4-5 milioane. Gabi? Depinde. Greu. E foarte și 4-5, greu. Da, hai, zi și tu acum. Asumă-ți. Lasă, depinde. Nu fi drăguț, că nu te ia Gigi. Nu, eu zic că dacă ar pleca așa? pe 2-3 milioane, ar fi un preț foarte bun. Incredibil. Spune sume foarte mici. Florin Lovin. Da, eu am avut și o discuție când perioada când am fost impresar. Agent și da. Am pornit, să zic așa, în fanfar, că am avut cam cei mai buni jucători din România, care erau la momentul respectiv Budescu, Alibec, Moraiștec și era... A, erau semnați cu tine? Poftim? Erau semnați cu tine? Semnați, eu am avut firmă, bun. Adică nu făceam de astea. Am fost înregistrat, făcut totul super profi, am încercat, am avut un site de prezentare, toți jucătorii erau... Dar v-am spus, e foarte greu și cum a zis și Florin, îți trebuie multă răbdare, îți trebuie multă putere, pe care eu nu mai aveam. Eram epuizat după ce m-am lăsat de fotbal, făcând 3 ani de zile naveta, București, Bacău. Nu mai puteam, eram epuizat să mă urc chiar în avion, să mă urc chiar în mașină și mereu să fiu pe drumul. Dar și venise vorba la un moment dat cu un club din Elveția despre Coman. Da. O să spun și clubul. A fost acum 3 ani, acum 2 ani și ceva, era Young Boys Berna. Da. Având un fost coleg de-al meu, era agentul de casă, să zic, al lor, și m-au sunat să le dau câteva detalii despre el. Știau deja ce joacă, m-au întrebat legat de personalitatea lui, de lucruri de astea. În primul rând, când vorbim de bani, și Florin știa că e cel mai în măsură, așa, nu se uită echipele, nu se uită doar la jucătorul, se uită și la omul Florinel Coman, da? Corect. Acum, depinde despre ce vorbim. După cum știm, în lumea agenților, cluburilor, sunt și fotbaliști care se transferă că sunt anumite interese. Acum, dacă Florin Coman, punctul meu de vedere, face interesul unui transfer din punct de vedere sportiv, profesionist, să urmeze toți pașii, din punctul de vedere mai mult de 3 milioane de euro, nu cred eu că ar face. Bun. Dacă vorbim de un transfer în care sunt interese, combinații, comisioane, poate să plece și pe 20.